coach, cum este echipa înainte de această serie și dacă CSM Galați este adversarul pe care îl doreați. Always the team before this series, if Galați is the opponent we wanted. I mean, in this kind of serial important one, do or die, I will say, doesn't matter who you are against, who you are playing, you just need to, it's every team who you are against is coming here, you need to respect, you need to give your maximum, and it doesn't matter if it's Galați or Laguna or, I don't know, Ploiești, it's always the teams coming here, respect, do your best, and then everything is supposed to be okay if you are playing on the right way. În aceste meciuri de ghilimele de rigoare a trăi sau a muri, nu este de important ce oponent îl avem în față, că este vorba de Galați, că este vorba de Laguna sau oricare altă echipă pe care a fi putut-o întâlni. Este foarte important să respecti echipa adversă, este foarte important să joci basketul pe care ți-l propui, este foarte important să-ți impui ritmul de joc și astfel, la final, lucrurile ar trebui să meargă pe făgașul pe care fiecare și-l dorește. Ne-ați obișnuit cu echipe foarte determinate. Avem nevoie totuși de un plus de determinare în această serie? We are used here to be with very determined teams. We need an extra plus on this series. I mean, last year we had a situation that we were indifferent, completely different, actually opposite situation. That means we were the ones who were chasing kind of, we tried to move from the worst to good scenario and we did it. That means this is exactly the situation what is now vice versa, when we need to really be maximum concentrate because Galați for sure wants to surprise. Galați, in my opinion, has really interesting roster now because they also changed some players compared to our last games, and we, if you remember well, we had really big difficulties against game, especially in their place. That means they have experienced coach. That means I would say in that situation we really need to take care of everything and look only game by game, nothing else. Dacă ne uităm la sezonul trecut, noi eram echipa care veneam în urmă, este o situație totală inversă, eram echipa care ne-am dorit să răsturnăm calculele hârtiei și să avem un parcurs foarte bun, am reușit acest lucru, cu siguranță și Galați dorește același aspect acum la Târgu Jiu. Din punctul nostru de vedere, este o echipă bună, care are un roster interesant, au schimbat câțiva jucători față de ultima partidă pe care a jucat-o împotriva lor, dacă ne ducem foarte bine aminte, a avut multe momente dificile acolo. Au de asemenea un antrenor experimentat care le va implementa o mentalitate de învingători, astfel că noi trebuie să luptăm, să dăm tot ce este mai bun și să luăm lucrurile pas cu pas. Sincer, cât de mult contează fanii în asemenea confruntări? Huge important, because first of all, like I said, if we are playing completely different when they are here, when they are not here, and I really hope and expect that it'll be lots of people and they're going to support us in actually in this huge, I would say, the final step. And it's different. If I remember only the situation against Vâlcea here, where it actually really pushed us to the last moment, actually from the game, what was lost on our way, we came back and with the crazy shots, we changed everything, and it's also part of them. Like, I mean, I was always hoping, and I really wishing that this gym will be one day full also for basketball. E foarte important aspectul fanilor, pentru că este complet diferit modul în care și echipa evoluează atunci când fanii sunt în tribună și când nu sunt în tribună. Facem referire doar la meciul cu Vâlcea, în care ne-au împins să revenim într-un meci ceea ce părea la un moment dat pierdut, însă și cu ajutorul și suportul lor am reușit să-l întoarcem, chiar dacă am cu o aruncare nebunească. Astfel că ne dorim și sperăm că de la început să avem și noi o sală plină și la basket, pentru că este un meci capital, să spunem, pentru a rămâne în Liga Națională. Din păcate știu că există ceva probleme cu accidentele. Unfortunately, we know they have some injury problems. I mean, we have, but like I said, it doesn't make sense, again. It doesn't make sense to talk about this because it's what we can change. We cannot change anything. I mean, we need to still play a game on Tuesday. We need to still play a game on Thursday and 3 or 4 days after. That means we have the players who are okay, they need to step out and step in and they give maximum and that's that. That means this is very, we've been in a worse situation, we've been in a better situation. That means, like I said, for me, never excuse. We know that if you are fighting
if we are playing collective basketball, if we are fighting, we don't need to worry about, we don't need to be scared against nobody. That means if other team is playing better and we are still fighting and doing good, give the hand, congratulate, and that's that. But like I said again, we have what we have, and I believe in the players what we have, and we need to finish this situation the right way. Avem probleme cu accidentările, nu este un secret pentru nimeni, însă ca de fiecare dată spunem același lucru, nu mai are nicio relevanță, nu mai are nicio importanță, pentru că în orice situație tot va trebui să jucăm marți, tot va trebui să jucăm joi, tot va trebui să jucăm 3-4 zile după aceea, astfel că ne vom prezenta cu jucătorii care sunt 100% apți, vor trebui să intre și să dea maximum, să lupte din primul până în ultimul minut, pentru că astfel nu contează pe cine ai în față. Dacă oponentul este mai bun ca tine, dar tu lupți și dai totul din tine, la final strânge mâna și ne vedem în fiecare de drumul lui. Astfel că ne așteptăm ca toții să fie focusați și concentrați pentru ceea ce urmează.